se adună toți acasă, se plânși, se iau în brațe, în doliu toți, intră în casa părintească, ditai spread-ul de masă de Crăciun și iese moșneagul de după colț că altfel nu pot să vă mai adun. Edeca, veniți și cumpărați de la noi, pui, pui la reducere. Bă. Piept. Bună ziua și bine ați venit la podcast Ceva Mărunt. Sunt totuși. Eu sunt Sorin Purcălap și invitații mei din această zi sunt Ioana Luiza. Bună ziua. Sergiu Mirică și Virgil Ciulin. Niște oameni. Niște oameni. Oameni s-au adunat. Na. Am luat o parte din niște oameni. Mare. Sorin. O mare parte 75%. Din niște oameni. Bine. Nu vrei să te bași și tu niște oameni? Și-l trimitem pe Mitran cu Popescu și cu Toma. Hai, sorry. Cam aia am fost. Să facem asta, putem. Război de gherilă. Mi se pare o idee bună. Doar că vedeți voi. Dar închidem pe rând tot. Să știți că nu. La noi nu sunt mizerie. Nu facem, nu facem din astea noi. Facem, nu-i problemă. Țară, țară, vrem o stai. Și trebuie să dorm cu mine în pat, avrăm. Și asta. Că noi nu, că dacă vin cu voi avem bani de cazare, nu cred că... Sau ai bani de cazare. Sau tot la fel, luăm două camere, dar dormim noi trei într-una. Vine cu noi că rezolvăm, nu e problemă. Ne blocăm acum în logistice. Să rezolvă. Da, bine ați venit la noi la podcast. Subiectul pe care eu încerc să-l abordez cu voi în această după-amiază este cum dracu trăiau oamenii la țară cu gâzele alea mâncava și gura voastră. Bă, nu te omoară lipsa netului sau a curentului cum te omoară țânțare și toate gângănile alea. Deci, bun venit la Agro TV. Deci am fost la țară cu o săptămână, am fost la țară și ca prostul, eu am crezut că dacă ți-i cald, la țară îți dai jos tricou și poți lucra la Bustugol. Ceea ce s-a dovedit că eu am putut lucra la Bustugol, nu știu ce tăune m-a prins, că eu n-am văzut, doar am dat cu mâna, am simțit că e ceva. Ce înseamnă tăune? O ceva mare. O ceva mare. Bă, nu știu ce a fost. Dar problema este că m-am mușcat, am lucrat în continuare și pe seara am simțit ceva ca o bubiță aici. Nu m-am mâncat nici foarte tare, dar nici foarte puțin. Nu mi s-a umflat ca și cum ar fi mușcat o albină, dar am așa o chestie. Deci s-a umflat peste noapte mai mult? Da. Și te doare? Și de o săptămână o am aici, mă mănâncă. Încă, da. Mă mănâncă încă. Dacă și acum s-a mai retras. Cât ai stat acolo, nu te mânca, nu? Nu, atunci m-a pleznit și am fost să mai întâmplă. Poate e localizat, poate dacă te duci înapoi acolo nu te mai mănâncă. Poate soluția e băutura. Că dacă ești anesteziat. Crezi că de-aia beau la țară? Da. E autant. De-aia că ați auzit la țară să bea imens, dar nimeni n-a făcut această legătură. Bă, uitați-vă, deci eu asta vreau să vă spun. Deci uitați-vă, gândire alternativă de oameni de știință. Deci noi am putea să primim fonduri să studiem chestiile astea. Unde sunt fondurile? Nu se pare că poți să faci un pic de... Adică cred că există niște leacuri băbești, adică clar nu face bunica să un ligian, un ligian de autan de aici, acolo. Să, de... să te sugă să scoată repede ce nu, a fost. Nu, dar nu știu, te frești pe tine, pe piele cu niște... Da, cu niște... Le urdă ceva înainte ca să nu... Crezi ca să respingă... Pui ventuză. Crezi că orășenii mușcă mai des, că mirosa chimicale, că se spală mai des? Nu, sunt doar mai weak, au pielea mai subțire și asta. Și că... sângele mai dulce, că mâncăm mai multe căcaturi. Și... Ah, mi se pare că mai rar îi mușcă pe orășeni. Deci ea văd diabetică ca un desert, e, nu? Da, efectiv. E desertul lor. Eu nici măcar nu sunt de la oraș, dar tot am avut atinea asta de orășean când te-am auzit pe tine povestind că te-a mușcat unele ani și apoi ai continuat să muncești. Ai mai continuat să muncești? Îmi luam medical 3 zile să te-am împat. Bă, în primul rând nu te mușcă, te înțeapă orice insectă. Bă, ce vorbești, mă? Stai, nu te mușcă. Păi nu adică? Dinți. Cu dinții? Cu au chestii, da, au gurițe. Ok, păianja nu, ok, că n-are, dar... Furnicile te mușcă. Te mușcă cu cleștișorii. Furnicile au, te mușcă cu cleștișorii. Bine. Rădașca, ai văzut ce coarnele rădașcă? Aia când te mușcă cu, cu coarnele alea. Dacă e tăune... Care ce e un tăune? Tăune e un fel de... O muscă, un tip de muscă. Da, dacă ai fut eu viespe cu o muscă, iese tăunele. Da? Da, e o albină urâtă. Stau pe animale. Așa. Sau o muscă frumoasă, de unde vrei să te uiți. Mă rog. Cred.
Adică la noi la țară așa zicea, dar cred că tăune este albina aia mare. Nu ăla e sau bondar sau ceva, e că mi se pare că e un tip de muscă. Da, mă, asta e. E asta e. Flies. E o muscă, mă. Da. E un tip de muscă de animal. Tăune egal muscan. Bă, dar de unde o știu tăla că am zis ai pula să vină la mine, că eu nu eram, eram doar cu tricoul jos, știi? Da, tu mai și faci zgomote când muncești. Da. Mai fac cu piciorul așa în spate, dau cu coada. Sorin când dă cu vor mașina face zgomotele și el face. Eu am crezut că glumești când ai zis că te cași din picioare. Dar ce proiect ai ca, la casa acum? Ce faci? Nu, mă, la casă sunt încă în spate că... Caut constructor cu prețuri bune și care să și fie dispus să-mi explice tot. Să-mi explice ce se întâmplă. Tot. Și n-am chef de constructor care ei știu tot. Deci eu, asta gata, mersi frumos, asta am văzut. Adică poți să-mi explici dacă eu întreb ceva, în banii ăia intră răspunsul. Nu faci cum crezi tu. Deci tu vrei să faceți împreună cumva. Deci da. Eu am un proiect, eu am fost la un tip să-mi explice proiectul, să-mi spună dacă proiectul are hibe. N-a avut nicio hibă, dar s-a perfecționat un pic proiectul, cunosc etapele desfășurării proiectului, știu cum să citește unul ăsta și eu, dacă merg acolo și văd că ceva nu e în regulă, n-am chef de, domnule, dar acum toată lumea e meșter, dar de noi n-am chef de astea. Nu, man, dacă ți-am o ruletă și s-a măsurat între etrieri când ai 40, mie îmi pui la 40. Nu avem nicio discuție. Dar pare că tu ar trebui să-ți găsești pe ceva cu care să te împrietenești și care să rezoneze cu tine. Da, da, am încercat cu un om și n-a ieșit. Am încercat cu un om și n-a ieșit că a fost foarte ofensiv, foarte am fost, man, dar nu vrei să-ți dau bani să faci. Eu n-am o problemă că eu dau banii oricum, că ăsta e prețul, am înțeles care e prețul. Dar în banii ăia eu vreau să te întreb niște chestii. Tinder pentru meșteri. Există. Există o aplicație care se cheamă, dacă nu, că nu ne sponsorizează, deci nu o să zice, mai zicem pentru oamenii noștri care ascultă podcastul, Home Run. Și în Home Run tu pui ce lucrare ai ca la licitație și meșterii intră și le zici locația, perioada de execuție, dai detalii despre lucrare și meșterii care sunt în zona aia primesc asta că s-a pus o lucrare în zona lor. Aha. Și ei se uită pe lucrare să vadă dacă îți dispus să ia lucrarea. Te sună și zic chestii și atunci tu poți să întrebi, bă, unde ai lucrat, ce ai făcut, poți să întâlni niște credențiale cu tine, să văd ce mi-ai lucrat. Mă gândeam să fie și asta, să dai swipe left, swipe right, și dacă ai mai mulți, după aia tu ca meșter, dacă ești bun și ești dorit, ca și cum ai fi o pizdă bună, după aia încep și încerc să-l agăți pe ăla. Să iei doar uite, super lucrări. Da, uite eu cum, îi trimiți un GIF, ce-ți ofer. Îi trimiți un GIF, nu doar de și în primul rând, convinci. Dacă e ca la Tinder, ar trebui să toți meșterii să aibă numai poze cu deasupra curului de aici, știi? Cu părul de la, noadă. Aș vrea să văd asta miercuri. Uite, cât de mare e crăpătura, e bine sau e rău? Că asta nu dau seama, dar e cu cât mai mare e crăpătura, cu atât mai mare. Bă, depinde de preferințe. Crăpătura mare duce la experiență multă. Crăpătura mare răzbunătă. Pare un tip care a lucrat fesire aia pe schele. Da, exact. Da. Nu-i... Flat ass e un programator. Oricare dintre noi, te uiți la curul nostru, mea, nu a schimbat un robinet, să vede cum, că n-are, nu-i nimic acolo. Și acum tu până găsești meșterul ideal, Nu caut un meșter ideal. Eu am întrebat în mai multe părți să văd de meșteri. Am aflat meșteri zonali care nu sunt obișnuiți cu lucrătură standard de cofrare și nu știu ce și bla bla. Ei cofrează cu lemn, adică casa se poate face și așa, doar că mi-e frică că dacă nu cunosc Tu vrei la standarde europene. Așa aș vrea. Dacă nu cunosc procedeul prin care se lucrează, s-ar putea să încurce adezivii, să zic că nu știu, ceme, nu știu cât, îl folosește în loc să-l folosească la ceva, îl folosește la altceva. Eu aici, la nivelul ăsta de detalii, la ce adeziv folosim, nu știu. Înțelegi? Și atunci trebuie să... Na, adică poți să merg să întreb, dar ideea e că cumva vreau să și el să știe, dar vreau să-l văd că știe, adică vreau să-l întreb la punctele... Da, să am încredere și să-l văd în ochi. Și tu ce lucrai acolo totuși? Am făcut o bordură din cărămiță. Care, în grădină, care proteja o bucată de alte răsaduri. Okay. Se puneau răsaduri. Ai răsaduri? Ce-ai făcut? Soacră mea și-a pus ceva și eu am făcut doar bordura. Ca să știe până unde are voie. Bordura. Mejdia, da, gardul. La mine leacul când eram mic, mă ciupeau foarte mult sânțari când mergeam la țară și leacul era să dau cu scuipat.
Asta îmi ziceau tot timpul. Da. Și am aflat crescând că e mare țeapă, că doar te dai cu... cu scuipat. Și pute. Speri că strece. Dezinfecțează, dar știți, eu am leacuri la alte chestii, dacă vreți să vă spun. Bisicile când se lovesc sau animalele. Dau cu limba că dezinfectează. Pentru că n-au leucoplastă, pula mea, n-au degete opozabile să ia abțipildul ăla de pe leu. Dai cu scuipat și după aia iei țărână și freci acolo. Eu ce știu, la albine, dacă te mușcă o albină, faci noroi și pui noroiul pe ăsta și nu se umflă așa tare, pentru că noroiul se întărește mai repede decât se umflă pielea. Și nu-ți lasă pielea să se deforme, să-ți urce, să... deci adică nu se umflă. Da. Da, și faza este că corpul încercând să ăsta îți împinge afară, că el tot încearcă să umfle, dar nu lasă pielea să se umfle și îți împinge afară să termină mai repede rana. Scoate venin da. Din tine. Rău. Dar cumva trebuie să știi că nu orice, adică trebuie să știi să-l faci, că se face cred că din colb cu ceva apă, cu nu îl faci din pământ random și pui că nu stă. Știi? Ce? Ai zis atâtea cuvinte pe care nu le-am înțeles de când am început podcast-ul. Și altă cofrage acolo. Cofrage. Cofrage. Nu e de la ouă. Cofrage. Le-ți minte că la albine se dea cu sare. La albine sare este când te tai. Cum îl înțepai pe cineva o albină, ieșeau babele cu sarea pe stradă. Dă-i repede cu sare. Se spune când te tai, asta știu. Că îți cauterizează rană. Și doare. Și doare ca dracu, dar scăutereza și ți-o dezinfectează în același timp. Păi de altă parte, da, nu știu dacă este cel mai bun remediu. Că... este cel mai bun remediu pentru că așa îl folosesc... eu. măcelarii, nu știu dacă știți, una dintre cele mai periculoase chestii care se pot întâmpla este să te tai cu cuțitul care ai dezosat, da, să te tai. De ce? Da, pentru că unul că taie și doi că îți bagă... bacterii. Salmonella. Nu, îți bagă cum se cheamă, din alt organism, niște celule din alt organism pe care corpul poate să le preia și poți să faci niște infecții oribile. Așa a apărut da. Ca porcine. Și faza este că în momentul în care să tai un măcelar sau ceva, pune sare și freacă acolo, adică e la modul ăla de să intre, să dezinfecteze, să omoare. Și un pic de cimbru. Cum? N-au spirit? Bă, nu știu. Bănuiesc că au mai multă sare decât spirit acolo. Mai aproape sare, că întotdeauna. Păi pun la saramură chestii și... Da, ați puțin vreodată să aveți paper cat sau vreo tăietură și să pui sare, fuck. Să ai sare pe nu, dar de ce să faci asta? Why? Why? Dar știi care e faza? Că îți dau lacrimile direct, dar trece mult mai repede. Da. Că, adică e comprimată, toată durerea e comprimată pe timp scurt. Da, e același amount de durere, doar că e comprimat, știi? Da, e un diamant de durere acolo. E mai ok decât cu spirit. Și altă chestie pe care am auzit-o și am tot folosit-o este în cazul în care te-ai opărit. Dar pățești multe lucruri. Nu mă, dacă... Bă, te-ai fript cu ulei sau ceva în bucătărie. Albuș de ou. Albuș de ou. Fuck yeah, am nimerit una. Albușul de ou e de șet. Știu, de la bunic mi-a fost bucătăria asta, chiar ajută la arsuri. Pentru că să... nu știu de ce. Că e unul că e proteină. Așa. Și doi, e rece și îți calmează toată zona aia și nu-ți lasă, s-ar putea să fie un doctor care să ne sune să ne zică că nu e așa, dar... Scrieți în comentarii. Da. La noi, la podcast. Cu plânsul, mă. Apropo de asta și se potrivește și cu asta, că tate, deci vreau să vii la noi. Pentru plâns? Am văzut astăzi un... Nu, am da, plâns astăzi cu aia. Eu plâng rar, dar... Ai plâns azi? De la nimic. Ia. Când, am când e obosit sau când, sau când găsește iarbă la 80 de lei. Bă, dar nu am plâns. Am curs o lacrimă, da. Știam ce o să se întâmple, că mă uitam la reclama asta, că am căutat-o, că țineam minte reclama asta, s-a legat de un articol pe care l-am găsit și mi-a adus aminte de o reclamă la un supermarket german, am uitat cum se cheamă, Edeka ceva. E o reclamă de Crăciun, așa. Care e făcută pentru asta, să da. Plângi. Să plângi. Da, un bătrân, iunie, man. Un bătrân care e un timelapse așa de vreo 3 ani când așteaptă masa de Crăciun și nu-i vin copii acasă, familia, el îmbătrânește, e din ce în ce mai trist, totul, muzică, îți dai seama. A început o răpăială de ploaie, dă cu grindină, cred că. Mamă, să joacă dracii la robinete. Ăsta ajunge la limita răbdării și probabil simțea el și la limita vieții.
Și într-un an le trimite la ăștia câte o invitație, primesc toți copilul, avea trei împrășteați în toată lumea și primesc ăștia că condoleanțe, nu știu ce, că a murit tasul. Se adună toți acasă, se plânși, se iau în brațe, în doliu toți, intră în casa părintească, ditai spread-ul de masă de Crăciun și iese moșneagul de după colț că altfel nu pot să vă mai adun. Edeca, veniți și cumpărați de la noi, pui la reducere. Bă, da, bă, și aș fi plâns, și aș fi plâns, da. Moșneac psihopat, ți-ți cerezi moarte. Și tu ai plâns de câțiva ani odată aia pe avion să se ducă până acasă. Știind, știam deja reclamă o văsem de mult, știam că da. Nu-s de acord cu ce se întâmplă, dar tot mi-a creat emoția aia, băga mea și pula, mi-a dat o lacrimă. Da. Că e trist, e... L-ai sunat pe taică-tă după aia? Da, nu pot. E bine făcut. Dar ce, am murit să-l sun? Da, nu ne vedem acasă de Crăciun. Eu asta, dacă e o chestie pe care o respect, e de sărbătorile majore, așa mă duc acasă. Asta e singura... Unde se trage limita așa de da, cât de mult nu merg pe acasă. Crăciun, da. Paști și... Crăciun, Paști. Și Crăciun, câteodată... Paști și Crăciun. Și ziua unuia dintre ei, câte unul pe asta, an, asta să fim serioși. Dacă ziua... Dacă onomastica e sărbătoare mare. Anul nici măcar ziua steagului? Deci ar fi fain. Am fost de ziua lui, tata odată la 4 ani, că ne-a născut pe 29 februarie. Păi și pe tine ce te-a făcut să plângi, mă? Adică muzica că... cred cel mai mult. Gen, că... dacă dai pe mut no. Și vezi toată aia, nu mai e la fel. Like sufletul tău. Asta la am să obișnuit cu el, stai liniștit. Te-a luat, crezi că dacă plângi în halul ăsta. Crezi că te-a luat așa un sentiment de... A intrat sentimentul și ți-a dat ecou acolo a fost. Bă, nu așa că... Au și făcut castingul foarte bine, că și moșneagul ăla. Semăna un pic cu tine, a? Îl puneai la Unirii, făcea 20 de milioane pe zi. Era moș în roată? Este incredibil. Arăta foarte... drăguț, așa, îți venea să le îmbrațe pe moșneag. Nu pare că a bătut copii sau ceva. Da, era... Există... Există un termen care descrie iubirea către persoane foarte în vârstă? Gerontofilie. Gerontofilie? Gerontofilie. Ca să nu mai zică, să nu mai zică Toma că nu citesc cărți. Pula mea la niște... că la niște oameni ziceam, e chestia asta pe care o iei cu chestia asta și apoi le combini și ai o chestie și vreau. Gerontofilie. Eu am plâns săptămâna asta, mie trebuie să-mi vină și când trebuie să-mi vină sunt foarte, foarte nu bine. Și eram la sală și mergeam pe bandă, mă uitam la un căcat de serial. Efectiv, nu țin minte la ce am plâns, dar eram toată transpirată și îmi dădeau lacrimi și mușchi. Așa ai, fate! Și alergam acolo că și eu înțeleg greu. Când de muci, când de lacrimi și n-ai fac, măcar așa nu, își dă seama. Și ți-ai dat voie să... Nu. A. Am tras înapoi, dar eram toată lacrimând așa și din mă gândesc că dacă ești deja într-un punct de efort, e... Te înțelege omul care te vede, că bă, cred că eu fi greu la fata asta. Știi când ai pus să plângi așa? Când ești foarte obosit. Când, așa, dacă ai nevoie să te... Da. Dacă ai, nu știu, dacă ai trecut 48 de ore. Să instalează o tristețe și orice ți era modul, bă, îți vine să plângi din orice. De fapt, ești rupt. Da, ca la bebeluși. Control Shift 10, intri pe incognito, nu mai plângi deloc. Lăcrimezi din o singură ieșire. Într-o singură glandă. E greu cu plânsul, bă. Uneori, adică vreau să plâng, simt că mă ajută. Vreau să plâng! Nu mai plânge! Și parcă găsesc așa ceva care mă emoționează. De obicei, mi-am dat seama că ăsta e tipul meu. De obicei la filme unde e cineva care se înțelege bine cu taică-su. Acolo să-mi bag pula de nou, sunt la modul, da? Băga, mi-ești pula. Filme cu câini? Filme cu câini, acolo deja... Și finaluri de meciuri pe muchie de cuțit. Asta sunt două lucruri care dacă... Și Steaua Napoli. Bag o combinație. Bag combinația asta, plâng la sigur. Dar care e leacul până la urmă? Că de la asta ne-am luat, nu? Există un leac pentru plâns? Adică să nu plângi. O palmă după ceafă. Să nu plângi. Să nu te iubească taică, tu zice el. Să oprești plâns. Bă, nu știu, adică, dar știu chestia asta de, am citit eu la un moment dat în formula AS sau o chestie în asta, de atunci când tai ceapă, dacă mesteci gumă, nu-ți dau lacrimile. Nu merge, bă, că mi-aș pula. Sau un bol cu apă, să pui un bol cu apă. Sau am să... încercat. Ceapa înghețată? Ceapa măsii. Să nu-i tai vârful, am mai auzit și asta, să nu-i tai mustața. Asta să fie ultimul lucru. O tai toată și după aia tai mustața? Da, așa aia poate să fie. Că acolo să se oprească, că pe acolo ci că ies. Mustăți e răutatea? Pe acolo supurează laptele la care era cineva care a băgat ceapa un pic la
congelator, dar foarte puțin, adică la modul nu se alterează proprietățile, dar ceva se răcește ceapa cumva și cred că se viscozitează. Ia o stomă. Substanța aia. Da, și atunci când o tai nu mai sare. Eu știu că și cu repetitivitate, cu obișnuință, adică am un prieten care e bucătar și trebuie să tai multă ceapă. Hai că după vreun an de tăia ceapă, nu mai simt. Așa și se dezvoltă o a treia ploapă din aia care coboară. Ca la crocodil și se face așa. Ca la reptile. Problema este că atunci când... Deci am unele momente în care chiar vreau să plâng cu aia. Și apoi, nu știu, dacă găsesc ceva să... ceva trist așa, parcă mă face să mă simt că mi se umezesc un pic ochii, bă, dar apoi devin foarte conștient de momentul ăla. Zic, coaie, încep să plâng. Și apoi, ca să nu mă văd eu pe mine, mi-e rușine de mine însumi sau ceva, zic, coaie. Să mergi la psiholog, mă, dacă ți-e rușine de tine. Merg, dă-l în gâtul, mă, simt. Și ce zice? Ce? Ce zice? Nu zice nimic, mă, zic, mă duc acum. Ce mă omoară pe mine la psiholog acum este faptul că nu mai facem live, facem pe Skype. Se înregistrează. Și eu nu fac. Da, în primul rând, asta e chestia. Zice, că da, mă. Și nici măcar nu-l văd, îi văd doar un cap. Îi care... văd ochii cum îi merge, joacă solitaire. Da, mă. Văd, are și ochelari și văd din când în când se aprinde ceva. Se aprinde ceva și a intrat în alt tab. Și îl văd că scrie, dar scrie chestii pe care le zic eu. Sper. Sper. Și mai are ceva, mai zis că din când în când își mai pune un background din ăsta de la din Skype. A, și dispare în tu fiști după aia zi la băie. Da, mai e și dubios, mai e și așa jumătate de cap. Și are un background cu o casă basic din IKEA, o mobilă albă normală, o comodă normală, chestii. Și nu. Și are numai chestii. Să-și cumpere din banii tăi la cât i-ai dat până acum. Normal. Ca asta nu înțeleg, pentru că am avut o zi în care nu și-a pus background-ul ăla și casa lui arată exact la fel. Adică n-are niciun sens, nu e ca și cum stă în stradă. Cred că era dezordine pe acolo. Nu, mă, dar are ființe personale, are zi. Ceva? S-ar putea să mai fie cu cineva în casă. Și nu vede, adică tu bă, nu vezi oare tot. Bă, dar poți să facă ăștia ca jucătorii profesioniști, ăștia care joacă poker intens, și au mai multe ferestre. Să fii atât de neutru încât să faci mai multe ședințe în același timp. Am vorbit despre asta la un moment dat, nu cred că... Încă patru oameni pe ecran. Au altă cadență și nu poți să păcălești când zici da. Asta e, să fii doar... Mm-hmm. Ah, să fii cu patru oameni, da. Și cu doi odată și tot ți-ai dublă van. Dar tu ai fost virgin vreodată la... Nu, și mă lupt să o duc, sunt într-un loc bun acum. Anul ăsta nu mă duc. Azi ai căutat intenționat o reclamă despre care știai că e tristă, ca să plângi. Dar ești ok. Nu cu aia, scriam. Că-și face singur, asta a fost... Scriam pentru ceva și aveam nevoie de inspirație. Da, mi-a adus aminte de asta. Cum scriu eu bine comedie? Din tristețe se naște umorul. Nu sunt împotriva psihologului, doar că nu trebuie. Dacă ai fost, tu ai fost? Nu. Sunt împotriva unor psihologi. Normal. Nu. N-am fost niciodată. Dar mi se pare funny. Aș vrea să merg, adică înțeleg că am probleme. Clar. Nu știu, la mine cred că frica este că odată ce îți rezolvi problemele sau începi să rezolvi problemele, nu mai ai miză. Și atunci, eu, la mine, foarte multe chestii vin din niște frustrări pe care nu pot să mi le explic și atunci cred eu, poate greșit, că s-ar putea să-mi dilueze persoana de scenă dacă merg la psiholog. Pentru că eu acum am foarte multe porniri din astea care mă pun într-o zonă defensivă fără niciun sens, dar îmi place. Sunt în zona aia în care am niște pârghii pe care știu să le trag și atunci cred că dacă merg la un psiholog doar o să înțeleg traumele prin care a trecut un om despre care îmi bag eu pula pe scenă. Și o să fie... Asta e oribil, când încep să înțelegi pe ceilalți oameni, parcă nu-ți mai vine să te mai simți detești, să simți mai la pula. La tine în viața personală nu trece chestia asta, pare că acolo ești super bine, adică pare că nu... Bă, mai ai, că ai copiii sunt suficient cât să îți trigăruiască automatisme de la părinți. Adică nu-i... Păi toată lumea are impresia că este imun la... Ce vorbești? Păi, dar tai că mi-o era așa, eu să fiu altfel. Man, este când ești obosit, iei caseta tata și pui caseta tata și ești după aia când auzi cum scârții, ești, ce dracu, dar fac eu din astea? Ce pula mea e cu asta? Și începi să-ți mai revii un pic, te mai redresezi un pic, băi, stai un pic, că nu-i... Pe de altă parte, nici nu-i ca și cum am studiat să am alte pârghii.
Adică, ok, nu bag caseta aia, dar ce casetă bag? Exact. Mm-hmm. Înțelegi? Da. Trebuie să improvizezi, trebuie să... Pe mine cel mai mult mă omoară de, după... Am ceva timp de când fac terapia, m-am făcut și o pauză. Terapie sună... De când mă... Îi dau banul ăsta. Terapie sună mai mult a bea o bere. Da, sună de parcă mă ține în brațe sau nu știu, e ceva. Sună de parcă am o problemă medicală. Da. Ai. Da. Păi sunt nebun cu capul. Bolnav la cap. Da. Mă deranjează pentru că de atâta, adică tot ce am înțeles eu după atâta timp este că ca să fiu eu bine, trebuie să nu fiu eu. Și mă omoară căcatul ăsta. De fiecare dată iar mai am așa niște momente în care sunt la modul iar îmi zice muistul ăsta. Uneori îi văd căpățâna aia când îmi zice căcatul, mă, pum, ți-aș fute prin laptopul ăsta, a fătut zgâtul mătii. Ce zice om? Zi un lucru. Zice nu știu, mă, zice lucru cu care eu sunt de acord. Pertinente, dar total pertinente. Dar ar trebui să cum le formulează. Bă, nu, ele adică mi se pare că are un discurs destul de profi, ok. Destul de profi. Cam mai auzit povești de la alți oameni, apropo de psihologi și de că n-ai încredere în unii psihologi. Eu n-am încredere în oamenii care tratează lucruri gen doctor sau psihologi, care sunt și religioși și își aduc credințele în... Meseria lor. Că, adică mi-a zis cineva că s-a dus la o psihologă și a zis că adică s-a dus pentru că avea un scandal în familie, că au prins-o a ei că fuma droguri sau ceva. Droguri, mă rog. Mm-hmm. Da. Fuma ceva. Da. Și asta, s-a dus la psiholog și psihologa fiind super fucking religioasă, a început să o certe. A început să o certe și a zis, bă, nu, de asta am venit ca să nu-mi ții morală. Da, exact. Dar e ciudat că din când îmi zice chestii și zic în capul meu, sunt, da, men, știu, mamă, nu mai taci în gâtul mătii din gură. Știu, adică mă deranjează că îmi zice lucruri pe care le știu, dar nu le fac. Da. Și pe care tu tot încerci să le îngropi, dar el ți le aduce pe masă. E bine că mi-aduc aminte de ele, dar căcat. Deci mi se pare că terapie, eu da. Mi se pare că dacă ai un network destul de sănătos de prieteni, suplinește cumva, că tot cam asta. Wow, nu am această discuții părere, nu in depth cu oameni care te ascultă efectiv. Păcălește, dar nu suplinește. Zici? Da. Bă, normal că poți să ai discuții in depth, dar nu o să duci niciodată la un prieten să-i zici, uite, fii atent cu aia ce mi-a zis asta astăzi, sau fii atent cum... Păi de ce? Cum... Pentru că sunt aici, am venit să beau o bere, Virgile, nu să plâng cu tine. Înțelegi? Păi nu, dar după câteva bere ajungi și în punctul de îmi zici ce ai pe suflet, cumva. Prietenii îți și țin partea. De câte ori ai făcut asta, mă? Păi dacă nu te-ai deschis în fața mea... Eu sau tu? Eu mă duc la psiholog. Dar tu cu cine te-ai deschis, mă, Virgil? Că eu cu mine nu, cu ăsta nu. Bă, eu cu ăștia simt că sunt destul de apropiat. Bă, destul de apropiat nu e suficient de apropiat. Destul cât să fiu și eu confortabil, că unele lucruri prefer să le țin doar pentru mine. Păi da, la psiholog zici lucruri pe care nu le zici prietenilor. Asta cred că este. Astăzi mi se pare că sunt destul, toți ar trebui să fim destul de responsabili de noi înșine, cât să accepți că, bă, nu toate lucrurile se rezolvă. Unele chestii doar sunt grele. Știi ce cred că a... Că și asta, adică, te duci, te plângi, dar nu se rezolvă. Eu n-am fost la psiholog, nu știu cum funcționează. Uh-huh. Dar știu că mi-am rezolvat foarte multe chestii la un dat în viață meditând. Și în momentul în care îți observi... Stai cu tine. În momentul în care îți observi gândurile, că am avut o perioadă în care reușeam să observ gândurile care se nasc, puteam să-mi dau seama de unde se nasc. Și vedeam originea gândului și mă gândeam, deci de aia, deci eu acum sunt doar răutăcios. Era o perioadă bună din viața ta sau era o perioadă grea din viața ta? A fost o perioadă extraordinar de bună din viața mea, după care am intrat într-o depresie, după bucata aia am intrat într-o depresie, pentru că cumva am încetat să mai meditez, dar nici nu m-am dus foarte deep într-o zonă, adică cumva eram în zona în care deja voiam să renunț la societate, cumva eram așa într-o zonă asta. Eu cred că gata, am înțeles. Tu cu tine așa, da, eu am înțeles ce se întâmplă, cred că o să plec. Da. Și după aia, când vrei să te reancorezi, că te ia panica în momentul în care te gândești, bă, eu o să anulez persoana la care am lucrat o viață întreagă și îi dau cu negare, bucata aia de ego și ia o panică atât de mare. Și când revii, revine, adică revii cu o zonă asta de
depresie, adică la mine așa s-a întâmplat, a revenit cu o zonă de depresie adâncă și de nonsens și efectiv era un efort real să te reancorezi în realitate. Este așa, real, făceam lucruri, cumva nici măcar nu era automatist, că demontasem bucata aia, făceam lucruri dintr-o amintire acum să făceau lucrurile. Era fact, da, era ok, acum nu pilot automat cumva așa te simți. Nu, că... deci asta e că pe pilot automat mergi. Dar eram ok, trebuie să ies din casa, acum stau cu oameni. Da, ok, trebuie să stau de vorbă cu ei. Analizam, da. Mai vorbeam, dar eram într-o zonă în care dar a fost o bucată înainte de bucata asta de depresie sau așa, a fost o bucată care mi-a rezolvat foarte multe bucăți din cap, urmărindu-mi zvâcurile de cum se cheamă, de răutate sau de invidie sau am adică înțeles cu capătul, în sensul că le-ai urmărit, că da, am înțeles de unde vin, adică absolut toate bucățile, adică foarte multe probleme pe care le ai vin din creștere, că s-a deformat felul în care vezi realitatea datorită sau adică din cauza situațiilor în care ai fost pus sau în care ai în care ai existat și terțe sau factorii externi, gen părinți, cum au reacționat la situația aia. Da, da. Dar în momentul în care prin meditație începi să te detașezi de bucățile astea, când îți urmărești gândul, poți să observi și automatismele pe care le faci. Da. Și felul în care n-ai răbdare să-ți vorbească, adică când îți spune un om, eu efectiv aveam bucăți în care eu îmi vedeam ego-ul care nici măcar nu mai voia să urmească ce îmi zice omul, abia așteptam să termine ca să zic eu. Și, dar vedeam tot stream-ul ăsta cum venea, era ok. Deci ăsta acum, adică eu, ăsta al meu, nici nu mai ascultă. Asta îi dădeam cu jetul ăla ca să efectiv să mă ancorez în ce zice omul ăla, să fiu, că eu vedeam din spate cum vine, fii atent, am eu o chestie de zis. Da. Stai de rea cum pula mea, că îmi zice omul ăsta ceva. Și după aia mă legam de ce zicea omul ca să înțeleagă că eu vorbesc cu el, adică, dar vezi cumva, îți dezvolți mecanismul ăsta de a vedea. Și îți mai derapează acum pe go, adică mai ai momente când mai simți asta, când mai observi chestiile astea? Mie mi-a fost foarte greu tot timpul să fiu destul de self-conscious în moment ca să... Mi se pare că eu aveam o bucată, am avut 2 ani în care făceam declarații la oameni, că stăteam cu el de vorbă și dacă îmi zicea ceva, dă-i s-o părul lui bine, îi merge lui bine sau ceva, îi ziceam, man, eu n-am cum să nu fiu gelos pe tine, zic, sunt atât de invidios pe tine acum, nu e o chestie rea. Adică îi spuneam, adică nu, man, n-are legătură cu tine. Da. Zic, mi se pare extraordinar, super blană, mă bucur pe tine, dar, zic, eu acum simt că eu cumva mi s-a făcut o identitate, deși, și le și explicam motivul, deși eu n-am făcut nimic în direcția aia. Adică eu n-aveam și eu auzindu-mă pe mine cât de căcat pot să fiu uneori, zic, în chestia asta am fost foarte, și evident am avut oameni care au fost foarte nice, așa, erau foarte, bă, tare că zici asta, mersi. Adică era, dar, în fine. Se pare că înveți, adică înveți un pic să te detașezi de emoții când, e un punct în meditat în care nu se întâmplă nimic. N-ai nici gânduri, n-ai nici sentimente. Da, ai bucata aia de ai bucata apoi... aia de îți crește spatele capului imens. Da. Ai trăit la fiecare lună plină, da. Bă, nu, ce zici? Știi cum e o chestie de mi se pare și după ce te detașezi așa, după care revii iar la tine. Da, simți. Și vin gânduri, dar nu mai au componenta emoțională, adică vine. Mi-am dat seama la un moment dat, după ce meditasem niște săptămâni la rând și am terminat și m-a luat un... Ai meditat un pic în fiecare zi, ca să nu creadă oamenii că ai stat sub copac. Da, nu, am 10-15 la rând pe zi. Sub un nuc. Da. În anul ăla în care ai stat în Nepal. Da, și apoi am revenit și am avut un gând, venise cineva acasă și m-a luat așa o panică și am zis, bă, de ce dracu m-a luat panică asta? Și adică de fiecare dată când aveam gânduri sau aveam, știi cum e, te face să vezi obiectiv
sentimentele și emoțiile tale. Adică poți să le, poți să le vezi că dacă, dacă da, nemeritând e unul în trafic, dă-te mă morții mătii, dă-te, adică te duci foarte ușor într-o, într-o chestie compulsivă și emoțională. Dar după aia îți dai seama când vine, când vine o emoție, poți să, poți să o studiezi înainte să o, o trăiești cumva. Are, nu știu dacă are sens. O ra, da, o, o conștientizezi mult mai bine și știi de unde, de unde vine și de ce. Și aia, fuck it. Și da, da, și poți să, poți să o lași să treacă pe lângă fără să te agăți de ea, știi? Am experimentat asta de instinctual, că asta încerc să zic, că nu în mod conștient, cum descrieai tu acum și cum ai descris și tu. Adică nu în, are Darius expresia de dedublare, nu în sensul ăsta de să observ în același timp. De dublarius, da. Știi? Asta, de asta eram curios. Cum, bă, dar până la urmă... În premeditație, aia, suntem responsabili să facem treaba asta? Adică nu pierzi cumva din viață încercând să te corectezi? Păi atât nu, de că asta este ideea. Adică dar nu-i vorba nu poți de doar să trăiești, nu poți să... Nu de corectare. Cred. Nu poți doar să, bă... Să trăiești să momentul? Să navighezi viața cum ești. Bă, nu, nu. Depinde fiecare din ce, din ce zonă, de fiecare... Da, eu asta nici tu nu am nu... rage-ul ăsta, sunt destul de... Tu dacă nu vrei să faci normal copii și vrei să trăiești tu așa cu tine, da, e super bine. Dar ce are, adică nu are, nu are nici nu, dacă sunt prieteni pe care îi afectează, poate să-ți dea cu bloc și problema nu e la tine. La tine tu singur. Da. Problema este când încep traumele copilăriei să îți afecteze. Da, dar să îți afecteze relația cu un om pe care îl iubești, relația cu copiii, da, și relația cu să, tine. Să, da, relația cu tine, să te autosabotezi în momentul în care îți merge bine, să încerci să începi să faci chestii. Eu am văzut o grămadă de oameni care când se apropie de ceva și începe să semene a bine, să autosabotează, își dau la joale urât de tot, să duc în altă direcție, să... Și ești la modul meu, dar tu nu crezi că meriți bun sau care e problema? Adică de unde? Și atunci trebuie să sapi, să vezi în creierul tău ce mecanism te face să îți faci tu ție rău ăla. Și de asta poate să te ajute un terapeut, că dacă ai un blocaj, nu știu, ai o traumă puternică și creierul tău absolut, a blocat-o, tu nu mai știi ce e acolo, nu poți să o accesezi de singur, tu singur cu cărți, cu whatever, de asta te ajută third person, da, care nu toată, are toată lumea ca... niciun fel de emoție față de tine, cum ar avea un prieten sau da, și familie. Să spună întrebările alea bune, care, că tu, nu, tu singur nu spui întrebările alea pe care ți le pune nu, el. Pentru că ego este foarte parșiv și știe ce întrebări să nu pună. Da. Întrebările alea bune. Păi nu, sunt niște, adică mi se pare și treaba cu psihologul / terapeutul, adică nu să te duci la omul ăla cu așteptarea că gata, bă, îți dau bani, rezolvă-mi viața, fă-mă să fiu fericit. Sau zim ce să și fac, te duci așa, zice. Și după, exact, nu zice ce să-ți faci, dar adică te ajută pe tine, este cumva un ghid care pentru tine să spui tu întrebările care... La care trebuie să-ți dai răspuns. Îți dă niște formule care să te ajute să rezolvi problema pe care o ai cumva. Sau problemele pe care le ai. Eu înțeleg, sunt conștient. Până acum în viața mea, o singură problemă n-am reușit să rezolv din viața mea până acum și încă lucrez la ea, dar asta e că mi se pare stabilă, că e a mea. Nu, femei. Nu pot să... Da, nu pot să... Iubirea o, de fotbal. Trebuie să o navighez în timp cumva. Trebuie să își urmeze cursul, să se concluzioneze. Nu ne poate să mă ajute. Care e problema? A, păi asta e o problemă emoțională așa de... De femei, da. De relaționare emoțională? A? De relaționare emoțională. De relaționare. De... Este foarte demanding de la persoanele pe care le cocoșează. Mi se pare că... Da. E foarte fixist pe ce vrea el. Eu îl invitez. Da, cu boxe am mai vorbit. Da, asta nu mi se pare o problemă. Mi se pare că doar la un moment dat se așează lucrurile. Sper. Știi, da? Dar nici nu mă deranjează atât de mult. Nu o simt așa presantă încât încă trebuie să luăm o decizie acum. Încă. Dacă se ajunge acolo, sunt deschis să psiholog terapie. Dar momentan zic, bă, mai nu e rău. Adică e ok și așa viața. Nu mă presează cu nimic. Mă bucur de păi ce se întâmplă. Cred că m-ar, deci sunt două chestii care m-ar deranja la psiholog. Unu, că prețul unitar... Care, bă, nu toți avem aceleași probleme, mâncați așa gurată. Adică dacă eu nu te încarc pe tine cu probleme de-astea de visez cu noaptea, de ce mie bani ca la ăla care e criminal și încearcă să-și rezolve niște chestii adânci în viață, își bate nevastă, își face... Da, te relaxezi pe banii light, adică... Eu ca un muncitor.
Așa. Și am și eu sentimentul ăsta. Uneori mi se pare, adică mă mai gândesc la alți clienți de-a lui și am impresia că închidem ședința și el la modul, mamă, ce bani ușor am făcut azi. Da, da, da. Alții, că ăsta e și smart. E asta că i-a omorât gagicul sub toată familia. Trebuie să plângă, trebuie aia, să plângă aici. Te duci acolo, mai faci o glumă, îl bine discuți pe el, aproape deci, că ești, du-te rupul la mea. Rupă glumele la. Și tu ești prost că bași glumea acolo. Programul ăla nu-i, bă, ai timpul lui. El trebuie să facă treabă, nu tu. Faci corporate-ul anul. Și ce mă mai deranjează tare este, adică ce cred că mă deranjează, că aici doar ce cred, n-am fost, dar cred, așa cum îmi imaginez eu, este că dacă la un dat intrăm, cădem de acord că intrăm cu toții într-un ungher negru a creierului meu și eu încep să vărs de acolo și am străbătut jumate și el îmi zice, mai avem 2 minute. Și du-te în pula mea. Acum ne întoarcem înapoi de acolo și după aia când intrăm mai repede sau cum? Asta cred că asta mi se pare. Mi se pare, coaie, ce e asta? Amen, abia am reușit să deschid capacul ăsta de plumb de la ăsta și acum ce să-l punem înapoi că vii tu, că eu nu pot să umblu cu capacul mai deschis în societate, cu omor oameni. Unde? Deci mai mult conceptul de retreat, așa, să te duci și să dai scos tot într-o, ai o zi cu omul ăla și să bagi o ședință în aia, nu cu o oră. A, da, așa mi s-ar părea ok, o dată pe lună să mă văd cu un om să stăm 3, 4 ore, 5 ore. Să-i bagi o și atunci asta, dai o zi și atunci te duci unde, așa, și mai vezi după aia, te mai întâlnești după aia. Dar poți să faci, cred că poți să faci și asta. Cred că și dacă ai bani, poți să faci multe lucruri. Și asta e inputul meu. Cel puțin ce am observat, cel puțin la al meu, este că își ia, adică nu are de la 1 la 2 cu cineva și apoi imediat de la 2 la 3 cu alt client. Își ia un buffer din ăsta, că uneori mai depășim o oră. Adică și el simte, adică văd că zic, bă, s-a făcut ora. Și zice, nu, dă-i în continuare. Nu problemă, mai stăm, mai că putem. Înțeleg. 50 minute, pune oră după oră ca să nu fie stresat el după aia. Da, plus că na, te și încarci cu emoțional. Mi se pare oribil să, adică să după aia să spele emoțional, trebuie să-și facă un duș spiritual. Da. Damn. Și dușul spiritual se face greu, se face prin spate, pe aici, prin curse face, am auzit. Nu se mai dă, păi, dar n-ai gel spiritual, că trebuie să dai cu gel spiritual. Aftershave spiritual. Dar l-ai întrebat vreodată o chestie personală despre el? Bine, pe timpul tău e cam... Ai reușit să-l convingi să zică fără să... Că da, s-a deschis și el, te simți că aveți o... Bă, da, adică mai zice și experiențe din chestia lui sau adică zice, bă, hai că ne vedem peste 2 săptămâni, că săptămâna asta sunt la nu știu ce simpozion al psihologilor, facem labă, încerc cu toții. El le întreb, cum a fost? Da, a fost Caterin, că m-am văzut cu niște tovară și am, bă, ha, chestie. Hai că mai ai 2 minute. Da, vezi că trebuie să-mi dai tu acum bani. Dar e ok, adică nu e, uneori mă deranjează că, adică ce-mi place mie la, unul dintre lucrurile care îmi plac și mă și deranjează la psiholog e faptul că zic, mama, am ședință mâine, ce dracu, cu ce probleme mă duc eu la ăsta, mă duc iar cu alea de acu 2 săptămâni, hai să fac repede. Sunt niște probleme noi, da, ca să schimb material. Să schimb material, nu pot să mă duc cu același material, că maică mea, de? Dacă intru în discuție, dacă cred că îl scot din business, dacă mă apuc și vorbesc. Cred că trebuie să intri, știi, asta iar mi se pare o chestie. Dacă tu ești un observator a naturii umane și a comportamentului uman, te duce într-o zonă în care s-ar putea să ai niște repere psihologice destul de puternice, chiar dacă nu sunt studiate, sunt observate. Uh-huh. Și în momentul în care intri într-o discuție, într-un dialog cu un om, că asta cred că e nașpa, și efectiv tu îți dai seama că l-ai mai prost ca tine, în momentul în care ești, eu cred că deci, toți banii ăștia i-am pierdut cu aia. Îți banii ăștia, cum poți să pui întrebările astea, man? Cum poți să nu fii atent la ce... Da, și atunci e o chestie în asta de cumva... Două chestii, dacă face dampulea, îți anulează toți banii. Efectiv, zici, coaie, bă, dă banii înapoi în pula mea. Ce umbli cu fofârlica? Eu am văzut că băiatul ăsta la care mă duc eu este născut cu 2 ani după mine, un an sau 2 ani după mine. Și uneori mai zice chestii și am așa, da, ce pula mea, că nu ești mai mic ca mine, coaie, da. Ai 20 de ani, dă-te în gând. Bă, și mai ai așa o chestie. Ce dracu mai zic eu ăsta lui copilul ăsta? Da, îi zic lui copilul ăsta ce are un sfaturi de viață. Mi se pare că un psiholog trebuie să fie... Mi se pare că un psiholog trebuie să fie un tip cu barbă. Un tip, da. Un tip așa cu... Ca domnul Vulcănescu. Să fie o... Așa o... Nu știu ce e domnul Vulcănescu. Era, mi-aduc aminte de la
școală când eram mic, era o poză în parcă cu un tip care era cu o barbă mare. Mircea Vulcănescu. Foarte... Gala Galaction. Poate greșesc eu, poate greșesc eu, poate doar am atașat acest nume cu această față fără nicio... Îmi sună ceva Vulcănescu, dar nu mai știu cu ce să asociez. Sau s-a construit în capul meu această imagine din nu știu unde. Dar ideea este că eu cumva îl văd așa un tip... Vulcănescu un tip, barbă. Un dar, tip care studiază, a citit mult. Da, a, trebuie să aibă... A observat. În primul rând trebuie să poarte sacou cu batista aici la buzunar, nu așa oricum. Și eșarfă sub cămașă. Și pipă. Și să aibă un vultur împăiat undeva. Nu neapărat pipă, nu neapărat pipă. Poate să aibă, dar să nu meargă... Scuze, să nu meargă. Să nu meargă pipa. Telemea. Adică să fie... Să fie doar să fie de pipă care nu merge, știi? Adică să fie așa că... Da, întrebarea mea, Sorin. Să aibă o orală, să aibă... Da, dar dacă te-ai duce la bărbat sau la femeie? La psiholog? Da. La bărbat, că pe aia respect. La bărbat, dar nu din motivele alea. Mi se pare... deși să știi că s-ar putea să fie mai bine să mergi la femeie, la ca băiat, s-ar putea să fie mai bine să mergi la femeie, pentru că femeia s-ar putea să țină cu sexul opus un pic, să fie un pic, și atunci să fie într-o zonă, să fie într-o zonă în care să vadă realmente poziția ta într-un conflict casnic, să zic. Pe de altă parte, mi se pare că o femeie care, da, tu ești femeie, interacționezi cu bărbați și cam știi că cât de terminați sunt bărbații și unde. Și știi cum mai bine cum să mă repar pe mine, astfel încât să... Da, dar mă faci pe placul tău acum. Dar nu-i mecanic, mă, nu-ți face tuning la suflet. Doar e ca și cum eu așa o văd, ca o epilare. Nu poate să-ți pună păr, alt păr. Doar îl smulgi ăla pe care nu-l vrea acolo. Asta e din... O epilare în cap. Scoate coșuri, scoate laser permanent. Îți scoate problemele cumva, dar nu poate. Crezi că poate să și pună niște, să-ți lase niște semințe? Semințe din astea. Sigur, păi nu știm noi cu toți o poveste cu un băiat care s-a dus la psiholog și după aia și-a dat seama că ăla îi făcea avansuri, că era gay psihologul și voia să-l fută. Știm povestea aia, Ok. Adică nu ai de unde să știi. Deci voia să-l programeze. Da. Voia să-l programeze să își facă să își pună întrebări vis-a-vis exact. De viața lui sexuală. Și plecat dacă se poate. Fucking shit. Și am revenit. Și ca cred că ar trebui să tăiem asta, da. De ce? Că nu cred că e povestea noastră, să zicem, pe internet. Nu am zis mă povestea, am dat o referință. Bine. Salutare pe această cale. Te știi tu, te bumbăm. Te știi și tu și psihologul. Și apropo, ca să fac asta, trebuie să zic că, cum am mai zis, că trăim într-o minciună și este depilare. Toată lumea se laudă cu epilat, dar da, toată lumea se depilează, da. Nu se epilează. Da. Depilare efectivă. Depilare. Unde te epilezi tu cu D, mă? mă depilez la mine acasă, în primul rând. În primul rând. Da, nu cred că m-am depilat vreodată în locuri străine. Și în al doilea în rând... În casa părintească? Da. Ai vrut să pe cineva să-ți mulgă ceară de pe tine sau să-ți facă ceva? Nu, la un moment dat am vrut să mă fac... Ce urechi curate are, Mirica, de păr mă refer. Am vrut să mă... am vrut să mă fac la sub braț cu depilatorul, cu aparatul. Never again. Din ăla de smulge? Sincer? Da. Ai, e groaznic. Și nu, eu n-am putut să-mi provoc genul ăsta de suferință mie însumi, așa că am pus-o pe maică-mea. Bă, te faci în urechi? Nu mă fac, mă, în urechi. What the fuck? Dar sunt lins des acolo. Ai pus-o pe maică-ta să te facă la sub braț? Am pus-o pe maică-mea să... Bă, până la urmă ea m-a făcut, de ce să nu mă facă și la sub braț un pic? Și am pus-o pe maică-mea și eu plângeam și ea dădea cu depilatorul. Te ținea? Ce? Te ținea. Tu ești singur la părinții ăștia? Da. De aia, mă. E o altfel de relație între un băiat singur la părint cu mama versus o mamă care are doi copii. Da. E cu tot o altă relație. Așa pare. Adică zici că dacă mai aveam un frate, nu m-ar fi epilat maică-mea la sub braț, nu? Dacă își bătea ăla pula de tine, de te făceai tu, nu-ți venea ție să o întrebi pe maică-ta. Și dacă aveai o soră, te știai depilat. Știai clar că n-ai cum să zici asta. Trebuia să o întrebi pe maică-mea, că era depilatorul ei, adică nu e ca și cum... Știi ce cred? Cred că având un singur copil, mama are timp să lucreze mai puțin și să stea cu copilul, să formează altfel de conexiune versus are doi copii,
nu poate să stea, adică clar timpul liber se împarte în două și nici măcar în două, că ea doi decid că își petrec timpul împreună mai bine decât să stea cu măsa. Și e altfel de conexiune între o mamă care are un copil și o mamă care are doi copii. Și aici, deci eu doar zic... Și eu cred, nu sunt mamă, dar și eu cred... Psiholog să fiu și nu... Ia, gata, băgați 200 de lei. N-aveți voi probleme, câte soluții. Ce vorbești, tati? Ia, că nu vă mai țin mult. Câte lucrări. Să vă schimb subiectul un pic, ca să mai lăsăm și terapeuții în pace. Dar știți ce lucrare... Deci dacă eu aș fi să fac facultatea de psihologie, știți pe ce mi-aș face lucrarea de licență? Pe... efectele religiei asupra erotismului. Adică de ce pocăitele se fut bine? De ce să în paranteză, sau cum se fut pocăitele în dragi? Este atașarea sentimentului de vină și culpă. Hai să vă spun de ce se fut pocăitele în dragi. Ia, domnul Sorin Fârcă. Pocăitele se fut în dragi. Să se noteze, vă rog. O să vă explic. Pocăitele se fut în dragi pentru că la pocăiți există acest concept de foarte natural de a cunoaște viața înaintea pocăinței. Tu nu poți să zici că viața asta este sau nu pentru tine dacă n-ai trecut prin ea, astfel că pocăiții trec prin foarte multe chestii. Tinerii pocăiți trec prin foarte multe chestii și fac foarte multe chestii fără să aibă o opreliște. Ei au un ghid în zicerile de la biserică, dar ei nu păcătuiesc realmente față de Dumnezeu sau așa, pentru că nu s-au pocăit, nu și-au declarat pocăința în fața deci lui Dumnezeu. Deci ai dezlegare. Mamă, ce loophole sau glory hole aș putea să glory în, hole. În, asta momentul, nu e okay, în momentul în care glory ei hole, simt și gloria decid divină. Că este calea gloria adevărului, este Isus, atunci să duc și să pocăiesc, să duc în râu, să îmbrac în alb, vine cineva, îi pocăiește și ăla este momentul renunțării la absolut tot ce înseamnă păcat, băut, prea curvie, nu știu ce, și este focusul către o zonă de familie, către o zonă cu o curățenie spirituală. Dar de aia să fut pocăitele, ok. Wow, bă, nu, păi stai mă un pic. Deci adică, trebuie să iei pocăite înainte de botez. Asta e ideea. Să le iei nebotezate. Problema este problema care este? Problema este că ele sunt cumva într-un mindset în care tu, dacă nu mergi pe la biserică, tu nici măcar nu prezinți, pentru că nu ai cum să prezinți. Da. Pentru că tu ești deja un eretic. Păi da, și ea e. Da, ești în curs de pocăială. Mai că nu înțeleg. Păi de unde știe ea că eu nu o să mă pocăiesc, că sunt eu eretic? Că adică semne că ai vrea să ți-o pocăiești. După ce a zis Sorin. Păi și ea ce semne dă când se fute în iertați. Fii atent. Deci comunitățile de pocăiți sunt foarte ermetice, pentru că se duc la aceeași biserică, au activități cu tineretul împreună, să duc în excursii împreună, să duc. Deci sunt, dacă eu n-aș cunoaște religia sau orice, din ce mi-ai zis tu acum, mi se pare că e un grup de oameni care e la modul, bă, hai să ne futem toți între noi, că ne pocăim după aia și e ok. E bullshit. Iertați-mă, oameni. Bă, eu zic doar ce ce știi, da? Ce știu. Atât. Nu am altă zicere. N-am fost, adică eu am fost la biserică la pocăit, nu a fost o zonă pe care eu să o consider familială sau atractivă. Dar de o lucrare de dizertație ar merge. Bă, este... De studiat așa. Este altă lume, man. Este altă lume. Există un dialect acolo. Există... e cu totul altă lume, man. E cu totul altă lume. Și ai avut oameni care să știi, nu, că sunt în lumea asta și că sunt parte din comunități astea, care să vină la show-uri și care să rezoneze cu în mod de cat, nu, eu am de... nu, dar eu am niște prieteni care, cu care mă înțeleg foarte bine și de la ei știu foarte multe lucruri. Ok. Colegul asta zic, adică sunt și oameni care sunt open, dar în același timp aleg
Am avut un coleg de cămin, de cameră, el era mai mare, dar în fiecare sâmbătă, duminică, în weekend era la biserică și țin minte că se uita seara, se uita la stand-up pe net și se rupea, era abia aștept să mergem la show. Mă rog, s-a dus la Dan Puric într-o seară, adică, știi, dar era și pe stand-up pe de-asta, adică n-avea nicio treabă. Dar el era omul bisericii la oastea Domnului, la ortodox, să înțeleg. Nu, era, cred că nu știu dacă era că baptist, adică, nu, ortodox, nu, nu era ortodox, ortodox băiatul. Oastea Domnului? Da, este... Odiu. O trupă? Este partea hardcore a da. Ortodoxilor. Azi, e o... Sunt ultra și... Da, ultra și de la ortodoxi. Peluza Nord. Da. Uniți da, sub tricolor. Da. Am înțeles. Nu știu. Da, care din nou, man, deci cu cât te depărtezi mai tare de religie și citești Biblia cu alți ochi și încerci să înțelegi niște chestii, este mindfuck cum s-a construit ortodoxia și catolicismul pe cartea aia. Este mindfuck. Nu are nicio legătură. Au serios. Și cartea pe ele pe ce aveau nevoie. Nu, deci ei au luat, nu, scrierile alea au fost. Da. Scrierile vechi cel puțin, scrierile vechi adunături de pe tablete de lut sumeriene, de pe traduceri, de pe biblioteci. Da, chestii care cumva erau cu Dumnezei, cu faceri, cu cum să... adică prima parte a Bibliei descrie o altă civilizație. Cu istoria neamurilor da. De la început, da. Cu triburi, cu astea. Și după aia te bagi într-o zonă în care... Cu evrei. În care nu există o coerență între cei patru apostoli, care fiecare dintre cei patru apostoli pe care îi urmărim noi, care zice fiecare că ultimele cuvinte ale lui Iisus au fost altele, adică pare că niciunul nu a fost acolo. Tu care crezi că au fost ultimele cuvinte ale lui Iisus? Bă, like, share, subscribe. Cred că la nivelul ăla, dacă Iisus a fost Christos. cum zic tibetanii care au scrierile despre Joshua într-o mănăstire, nu știu, până să găsești informația. Deci s-a dus Iisus cumva s-a dus la tibetan, s-a dat cu cartela la intrare, s-a pontat și i-au zis, bă, a venit un băiat Joshua, a lucrat la noi. Deci în toate mănăstirile tibetane, de la facerea mănăstirii și până în zilele noastre, au scrieri despre toți oamenii care au poposit acolo. Nu, adică bănesc dacă ești vizitator, nu, dar da. Un om care stai un acolo. Timp cu ei, încep să scrie despre tine, că ai venit în data de, în așa. Cum fac suporterii de fotbal de cântec vii. Pentru fiecare da, jucător. Și este foarte fain că un tip a găsit acest Joshua care să potrivește, ajunge la 14 ani, el pleacă pe la vreo 13-14 ani, pleacă din Canaan, așa, și se duce, nu, din Ierusalim sau din zona aia, da. Se duce către, și ajunge în... La mănăstirea asta stă până la 30 și ceva de ani în mănăstire. Și după aia se întoarce înapoi și își face lucrarea. Bă, ce inspirat a fost că și-a schimbat numele Iisus. Dacă acum trebuia să mă rog la Joshua, era nu știu și ceva, Mohamed, ia mă, Allah, te pup. Eu am cunoscut un Josh și nu-i zicea nimeni Joshua pe numele lui întreg, adică e Josh. JC. Bă, Iisus îl chema Joshua, de fapt, pe el ca da. Fiind... evreu. Adică nu da. Nu sună deloc românește când dacă le zici la toți oameni. Eu cred că mulți oameni nu știu că Iisus nu-l chema Iisus. Nu percep asta. Oamenii ăștia care sunt doar, bă, am auzit la biserică că ne-a zis popa, Iisus e da, de-a noastră. Știți cu doi de ei. Da. De parcă ar fi un nume știu, pe la noi. Nu da. Nici eu. Cineva a tradus la un moment dat și s-a preluat Iisus. Am aflat în clasa întâi la ora de religie că ne-a zis proful că Iisus scris cu un singur I, în nu știu ce limbă, înseamnă măgar. Ceea ce e da, foarte, am mai auzit și asta. Da? Da, e foarte în urât. Greacă, oare? Nu, ne-a zis că e păcat asta, ne-a zis că dacă scrii cu un singur I, faci păcat. Și de asta la pocăiți scriu cu un pare... și apoi se pot în gur și se pocăiești. Mi se pare foarte funny cum că e foarte simplu la religii, foarte simplu, zice cineva ce, ăla e păcat. Dar poți să-mi explici? Nu, e păcat. Nu avem niciun argument aici, adică să supără, cine se supără în halul ăsta dacă... Și până la urmă, adică chestiile astea, păcatele au fost inventate acum niște mii de ani. Acum, adică ce mai e păcat acum?
Știi? Adică eu dacă port Adidas ăștia făcuți de niște copii chinuiți în China, păcătuiesc? Nu, de dar dacă ești preot și ai haina parohia, haina preoției făcută de niște copii în Vietnam, da. Nu știu. Era interpretarea cititorului. Tu ce părere ai, Luiza, că n-ai voie să intri în altar? Eu nu vreau să întrerup aceste discuții cu probleme telurice, dar trebuie să înceapă show. Și eu să înceapă piesa. Și tu începi? Fac pipi pe mine foarte tare. Înțeles, oameni cam așa. Îmi pare rău. Ne luăm un clasic. La revedere. La revedere. O săptămână. Și nu uitați, la terapie. Mitică la terapie.